M-am născut în 1953 într-un sat din județul Bihor. Timp de 40 de ani nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, s-a întâmplat acest lucru în 1993. Până atunci însă Dumnezeu a orchestrat viața mea. În 1977 am terminat facultatea de electrotehnică, secția de calculatoare, acolo am întâlnit-o și pe soția mea. Decade întregi m-am focalizat pe pregătirea mea profesională ca inginer calculatorist. Imediat după terminarea facultății și în anii următori am lucrat în centru de calcul, după aceea în cercetare, în tehnica de calcul, iar după Revoluție, după 89, tot Dumnezeu a îngăduit să intru în mai multe afaceri. A început în tehnica de calcul, birotică, televiziune prin cablu. În 93, într-un mod cu totul supranatural, zic eu, Dumnezeu mi s-a arătat. După ce 40 de ani nu l-am cunoscut, nu mi-a vorbit nimeni despre Dumnezeu, atât eu și soția mea Mirela, cu obiectiv să zicem, a fost un produs perfect al societății socialiste multilaterale dezvoltate. Valorile noastre erau valori care ne-au fost puse în mintea noastră în sistemul educațional și din România, valori ateisto-comuniste. Așadar, în sfârșitul anului 92, Dumnezeu a găduit să vină în birou la mine o persoană, o credincioasă, și să-mi spună, fără să o cunosc, după ce a așteptat ore în șir în anticameră, domnul Pețan, eu sunt o credincioasă, ne-am rugat în grupul de rugăciune și Dumnezeu mi-a pus pe inimă foarte tare să vin să vă spun, să mă întoarce la Dumnezeu, pentru că El are un plan cu viața dumneavoastră. A fost prima mea întâlnire directă cu Dumnezeu. În câteva săptămâni, două, trei săptămâni de zile am simțit că ceva este nou, ceva veritabil, ceva neobișnuit, l-am putut pe Dumnezeu și la foarte scurt timp după aceea am ajuns într-o biserică evanghelică. Sunt la acea biserică și acum, la câteva luni după aceea și soția mea împreună cu copiii noștri au venit la Dumnezeu, s-au botezat unul după celălalt. Dumnezeu în mod rapid ne-a întors întreaga familie la Dumnezeu. Atunci când am realizat că soțul meu s-a schimbat, pentru că am fost plecată pentru câteva luni la o specializare, în perioada cât schimbarea aceasta majoră s-a întâmplat în familia noastră, l-am găsit extrem de diferit față de cum știam și pot să spun că m-a contrariat, chiar m-am speriat puțin, pentru că nu știam să fie o persoană religioasă, așa îl vedeam eu la vremea respectivă, și a continuat să împărtășească cu mine din anumite pasaje din Biblie și e drept că puterea cuvântului lui Dumnezeu este extraordinară, pentru că un verset pe care el mi l-a citit la un moment dat, chiar dacă spuneam eu că nu vreau să ascult, mi-a atins inima și am înțeles că Dumnezeu este personal și chiar îi pasă de fiecare dintre noi. Și acela a fost momentul în care am început să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, dacă Tu existi și ești așa cum spune soțul meu că ești, așa să Te cunosc și eu. La momentul respectiv nu știam prea multe despre Domnul Iisus, iar despre Duhul Sfânt nu auzisem. Cam acolo am fost când Dumnezeu mi-a schimbat inima. Și Dumnezeu a găsit o soluție ca să îmi confirme faptul că modul în care devii copilul lui Dumnezeu este atunci când îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața ta. Am făcut această rugăciune într-un context interesant și practic, anul 93, pe final, ne găsește pe toți patru schimbați total. Implicarea noastră în media creștină oarecum a venit aproape imediat, chiar de la începutul întoarcerii mele la Dumnezeu, deoarece aveam o activitate în televiziunea prin cablu, am simțit că Dumnezeu are ceva în zona media pentru mine și pentru casa noastră. În studenție am cochetat cu ideea de media scrisă. Timp de 5 ani de zile am fost implicat în media studențească ca și voluntar. A fost o pasiune a tinereții mele, dar după terminarea facultății am pus-o deoparte. După ce într-o mică rețea de cablu aici în Vestul României am dat drumul la câteva programe pe unul din canale, după aceea în 94 Dumnezeu ne-a spus foarte clar: afacerile sunt afaceri, dar trebuie să deschideți o lucrare care să-mi poartă numele și care să mă slujească. Așa s-a născut Alfa Omega. A fost în acea vreme o frământare. Eram tânăr în credință, atât eu cât și soția mea. Am tot avut pe lista mea alternative de nume la această organizație, dar până la urmă Dumnezeu m-a convins. Alfa Omega, mi-a dat și sigla și cum se arată, și așa a pornit în 94 lucrarea Alfa Omega TV.
După câțiva ani de la începutul lucrării Alfa Omega TV, după 2 sau 3 ani, soția mea, deși avea o slujbă bună în cercetare în zona de software, Dumnezeu i-a vorbit să se alăture lucrării Alfa Omega TV. N-a fost chiar așa cum ne-am așteptat noi venirea mea în Alfa Omega. Ne-am gândit că o să înceapă lucrarea să crească, să fie extraordinar de imediat. A continuat procesul acela de șlefuirea noastră, de curățirea noastră. Am învățat să depindem de Dumnezeu, am învățat să umblăm prin credință și exact acela a fost momentul poate cel mai critic pentru noi ca familie, pentru că renunțând la un salariu bun, am intrat în acea zonă a umblării pe ape, a depinde de Domnul zi de zi. Și chiar a fost un moment dificil pentru că erau copiii noștri în ani dificili la școală, fiica noastră urma să dea bacalaureatul și admitere la facultate, fiul nostru, cu 4 ani mai mic, urma să dea admitere la liceu. Și în acel septembrie 96, când am plecat de la firma de soft și m-am alăturat soțului meu, a fost un an de a face un pas al credinței deosebit pentru noi. În acea vreme, desigur, mi-am pierdut mulți prieteni. În entuziasmul inițial al meu, vorbind despre misiune, despre lucrare, foarte mulți foști parteneri în lumea de afaceri s-au uitat la mine curios. Pe unii i-am pierdut pe drum, alții mai sunt și acum relații bune cu mine, dar mi-am câștigat mulți alți prieteni în alte zone, în alte medii. În grupurile de rugăciune care le aveam în acea vreme, Dumnezeu a gândit să avem încă de la început frați, surori care s-au lipit de noi, s-au rugat cu noi. Am făcut parte încă de la început din aceste grupuri de rugăciune, grupuri de părtășie în care Dumnezeu ne vorbea, ne încuraja, ne ridica. Lucrarea Alfa Omega a crescut. Am avut momente în care una după cealaltă afacerile noastre au fost date deoparte. La început n-am înțeles de ce face Dumnezeu acest lucru, dar a fost un punct când Dumnezeu ne-a spus: vreau ca lucrarea Alfa Omega să fie susținută doar de mine, prin copiii mei, să fie o lucrare în care să depinde total de mine și nu de afacerile voastre sau de alte mijloace pe care voi să le administrați. Și chiar și acum, când efectiv depinde Dumnezeu în tot ce înseamnă lucrarea Alfa Omega TV, mă uit la cele vremuri, ca la vremuri de frământare, de încercare, de teste pentru mine, în esență, fiind inginer și fiind orientat pe zona de afaceri, ceva din mine dorea să sprijine lucrarea Alfa Omega, să-L ajut pe Dumnezeu în această lucrare. Din câte mi-aduc aminte, cam prin 97-98, Dumnezeu a luat ultima proptă, ultima afacere care mai sprijinea prin eforturile personale lucrarea Alfa Omega TV și din acel moment am început și am înțeles conștient că depinde de Dumnezeu 100% cu lucrarea Alfa Omega TV și tot ce avem acum, tot ce am primit, atât ca echipament, ca deschidere, ca resurse, ca suport lunar, îl primim de la Dumnezeu prin copiii Lui, prin conjuncturi. Uneori chiar bogățiile lumii vin în lucrarea Alfa Omega TV, dar au fost lecții pe care le-am învățat oarecum pe pielea noastră și la căror înțelegere am ajuns treptat. Călătoria cu Dumnezeu a fost efectiv, cu toate provocările, cu toate luptele, cu toate tristețile pe care le-am experimentat și dureri și poate înfrângeri uneori, dar a fost esența, o bucurie continuă și un sens al destinului în care mergem, în care suntem. Nu pot să spun așa în cuvinte omenești. Dacă ar fi să aleg din nou acum, aș face același lucru. Dacă ar fi să mulțumesc Domnului pentru ceva, este pentru faptul că ne-a schimbat așa de profund și că ne-a dat această chemare peste viața noastră. Chiar dacă Alfa Omega a fost pornită, inițiată prin noi ca familie, ca familie Pețan, și chiar dacă suntem și în prezent parte importantă din administrarea și din dirijarea acestei lucrări, suntem conștienți că această lucrare ne-a fost doar încredințată pentru administrare. Ne-a și spus în mod profetic, ne-a repetat Domnul de câteva ori și ne repetă în continuare: este lucrarea mea, ne-a spus Domnul de câteva ori, și este o lucrare prin care venirea Fiului meu va fi anunțată cu putere și prin care lucrarea Duhului Sfânt va fi expusă și făcută de cunoscut în întreaga țară și până la marginile pământului. Da, este o lucrare la care suntem atașați, ne împletim viețile cu această lucrare și eu și
membrii familiei noastre, dar suntem conștienți că Dumnezeu ne-a creat această lucrare, este o lucrare la care tot mai mulți români sunt parte prin rugăciune, prin sprijin, prin o sămânță a credinței. Este un experiment spiritual, obișnuiesc să spun multor prieteni care mă întreabă, este un experiment spiritual al lui Dumnezeu prin care El arată că dacă este ascultare într-o chemare, dacă este dorință de a sluji în lucrurile mici și dacă este dorință de a asculta de vocea Domnului necondiționat, chiar dacă nu înțelegem anumite lucruri, Dumnezeu face lucruri mari. Această lucrare înseamnă pentru noi bucuria de a vedea o națiune care începe să schimbe, de a vedea oameni care încep să perceapă pe Dumnezeu altfel, oameni care sunt atinși de Dumnezeu, oameni care încep să intră în Împărăția lui Dumnezeu. Și ce mare bucurie este decât să fii împreună lucrător cu Dumnezeu într-o vreme de seceriș. Suntem într-o vreme de seceriș în România. Cred că Alfa Omega este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut României, o lucrare prin care El a vrut de la început să se proslăvească, o lucrare care îi poartă numele și care va rezista până la cea de-a doua venire a Domnului. În mod profetic, Dumnezeu ne-a spus, chiar dacă întunericul va acoperi încet, încet această parte a lumii, Alfa Omega va rămâne ca un far în noapte care va străluci și va fi printre ultimele luminițe care vor răzbate prin întunericul care acoperă lumea.